Mi-am lăsat copiii, cel mic avea 18 ani când am plecat cu soțul. Nici nu terminase liceul aici. Da, a trecut. Cum a fost acel moment când v-ați desprins de familie? Greu, cumplit. Cumplit. Au fost perioade când am fost și în depresie din cauza asta. Cumplit. Spuneți-ne, vă rog, ce simte o mamă care, din cauza lipsei banilor, hotărăște să plece peste hotare și să-și lase copiii? Nici nu mă închipui, zici că se desprinde ceva în tine. Ca și cum se rupe ceva în tine, lași ceva în urmă și nu. Nu, e groaznic. E groaznic. Foarte rău. Claudia este o mamă care își divinizează copiii. Din salariul pe care îl câștiga în România, nu-și permitea nici măcar să le ofere strictul necesar. Îngropată în rate la bănci și în datorii, Claudia a decis să plece în străinătate împreună cu soțul ei pentru a le putea trimite copiilor bani. Ruptura a fost extrem de dureroasă și fiecare noapte și fiecare sărbătoare petrecute departe de puii săi a fost cel mai mare blestem pentru timișoreancă. Am avut bănci, rate, copii la școală, au terminat școlile spre serviciile lor, le-am cumpărat mașini, au permise, acum fiecare e cu familia lui și, nu știu, poate în timp ne retragem înapoi. Câte nopți ați plâns ca să puteți realiza toate aceste lucruri? Toate nopțile și toate sărbătorile și de sărbători la noi n-au fost, departe de ei. Ce simțeați de Crăciun? Nimic, pentru că noi munceam. La noi nu era Crăciun, nu era Paști, nu era sărbătoare, nu era sâmbătă, nu era duminică, nu. Deci noi băgam non-stop, dacă se putea. Non-stop muncim. Așa am ajuns să lucrăm în țări străine și nu pot să zic că, vai de mine, wow, ceva bani, mai, într-adevăr e un pic mai mult, e un trai mai bun, îți permiți, dar nevoia te împinge. De scump ați plătit acești bani? Foarte scump. Sănătatea. Sănătatea și lipsa asta de familie. Depărtarea asta de familie, de copii, de părinți, de frați, de groaznic. În afară de familie, de ce vă era dor de, din România atunci când erați la mii de kilometri distanță? De țară. Casă. Niciunde nu-i ca acasă. Nu știu. Aici te simți mai în siguranță, aici e casa ta, aici e... Vă simțiți a nimănui acolo? Da. Suntem tratați, nu știu, ca și mai rău ca străinic, mai rău ca și sclavii, mai rău ca și, mai ales românul în străinătate, e muncit la maxim. Vă simțiți umilită chiar și acolo, dar da. Vă simțiți și aici, la dumneavoastră în țară, neavând ce să faceți? Neavând de lucru. Dacă aveam de lucru și un salariu decent, fiți sigur că avem casă, avem... Nu, avem, nu pot să zic că nu avem. Dar să vii aici pe un salar de mizerie, să mai ai și rate, să... Claudia își iubește țara chiar dacă cei care o conduc au trimis-o departe de copiii ei, pentru că stând aici nu avea ce să le ofere. Foarte mult tineret lucrează în străinătate. Foarte mult tineret. Și păcat că își distrug sănătatea, își distrug tinerețea și se trezesc la bătrânețe că n-au realizat, n-au făcut nimic, nu m-au muncit și... Chiar dacă această țară nu v-a oferit nimic, dumneavoastră susțineți în continuare că o iubiți și că v-ați întoarce ieri în țară. Da, și am și votat și votez. Mă întorc și oriunde sunt, votez. Noi toți sperăm spre bine, dar bine nu. Vă pierdeți zi de zi speranța că va fi bine în țară, că vă veți putea reîntoarce? Bine nu. Bine nu să vedem în țara asta. Nu. Atâta timp cât nu se face o schimbare, nu. Ca și Claudia, trăiesc enorm de multe alte mame românce care au fost nevoite să își lase copiii în lacrimi de dor acasă, crescuți doar de Dumnezeu, pentru a-i putea întreține la școală și pentru a putea trăi ceva mai bine din punct de vedere financiar.